gradul de calificare. Deci, deci Camera de Comerț și Industrie va începe în data de 4 noiembrie. Se pot depune proiecte în cadrul programului operațional sectorului, programului operațional calitate umană, pentru finanțarea proiectelor care conțin măsuri destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, așa cum am spus, pentru adulți cu un nivel scăzut de calificare, pentru persoane peste 40 de ani sau din zonele rurale defavorizate. Prezentul apel se depune în cadrul asei prioritare 6, obiectivul specific 6.12. Zonele sau regiunile în care se pot depune proiecte sunt aproape toate regiunile României, mai puțin regiunea București-Ilfov, care este considerată o regiune dezvoltată. Acțiunile care sunt sprijinite în cadrul acestui apel sunt acțiuni de consiliere profesională pentru încurajarea participării la programele de formare profesională continuă, sprijin pentru participarea la aceste programe de formare, acțiuni de evaluare și recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite, precum și organizarea de campanii de informare pentru conștientizarea nevoilor de participare la programele de formare profesională.